Cehia, Polonia, Rusia, India, Italia, Belgia, Algeria, Franța, Israel, Coreea de Sud, Lituania, Macedonia, Republica Moldova și România sunt doar câteva dintre țările care vor susține reprezentații în cadrul Festivalului Artelor Spectacolului Babel. Ajuns la cea de-a noua ediție, festivalul este un ambasador al Târgoviștei. Timp de 8 zile, între 2 și 9 iunie, publicul va lua parte la cel puțin 3 reprezentații pe zi, în următoarele spații: Sala Mare, Sala Studio, Casa Sindicală, Amfiteatrul Liceului 2, Piața Mihai Viteazul, Curtea Domnească, Centrul Vechi. Spectacolele vor fi însoțite de întâlnirile matinale Babel, de conferințe ale unor profesioniști în domeniul teatral, regizori, critici de teatru, profesori universitari, actori deja cunoscuți pe plan internațional, dar și de workshop-uri. În 2019, tema festivalului este imaginea. Laterna magică este cap de afiș. Parada de anul acesta va fi organizată după conceptul Nuntă în Babel. Cea mai importantă temă vehiculată în cultura contemporană. Să nu uităm că în secolul trecut apare în modul cult cinematograful, că apare tubul catodic, deci apare televiziunea, și faptul că tehnologia evoluează cu rapiditatea asta obligă teatrul să se manifeste într-un alt fel. Național, să spunem. Dar știți cum se întâmplă la români? Avem exemple și din alte zone religioase. La un moment dat, aceste lucruri se vor întoarce și se vor întoarce în favoarea orașului Târgoviște. Și vreau să vă mai spun un lucru. Poate unii spun că nu este necesar să avem Babelul sau teatrul la Târgoviște. Care sunt pentru al doilea an consecutiv în festivalul nostru. Și cred că a patra oară în România, dar niciodată cu o producție de asemenea anvergură. Vreau să le amintesc și compania Blue Sky White din Rusia, al doilea an consecutiv. Anul trecut ne-au șocat într-un spectacol care practic i-au impus și anul acesta în festival. O să vină cu un spectacol mult de la Magritte, în regia lui Dimitri Oriupin, un regizor cu care Teatrul Toni Bulandă își dorește să colaboreze pe viitor, chiar în această stagiune. Să nu uităm de teatrul din România, teatrul din Coreea, cu care noi vom dezvolta un proiect pe anii următori. Programul va cuprinde spectacole de stradă din Polonia, Scoția și Italia, precum și momente special pregătite în cadrul paradei. Festivalul este organizat de Teatrul Toni Bulandra, susținut de Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgoviște.